baza unei hotărâri a Consiliului Județean adoptate recent, peste 1400 de giurgiuveni vor primi câte o tonă de lemne de foc sub formă de ajutor material. Este vorba despre pensionarii cu un venit sub 400 de lei și de beneficiarii ajutorului social. Distribuirea lemnelor a început deja. Astăzi, emoționați, giurgiuvenii au primit cu brațele deschise sprijinul care vine la momentul potrivit, au spus ei, având în vedere că nu apucaseră să-și cumpere lemne și nici nu aveau să o facă prea curând, din lipsa banilor. E foarte bine că l-a dat, pentru că și așa suntem necăjiți. Ați apucat să vă cumpărați lemne? Nu am apucat. Bine venite, doamnă. Am înțeles că sunt de la Consiliul Județean. Pentru mine înseamnă un bine, pentru că am pensia mică, sunt bolnavă de diabet, n-am și eu bani să iau și tratamentul și mâncare și lemne. Nu ați apucat să vă luați lemnele până acum, nu? Nu am apucat. Vă mulțumesc din suflet că m-ați ajutat. Materialul lemnos oferit de Consiliul Județean sub formă de ajutoare materiale provine din tăierea arborilor situați pe marginea 6 drumuri județene. În prezent, lucrându-se la îndepărtarea plopilor de pe marginile drumului 503A în apropiere de comuna Răsuceni. Având listele de beneficiari, noi mergem la fiecare în parte, da, cu câte o tonă, așa cum a spus și dumneavoastră, echivalentul a 1,3 metri cub de lemn de plop. Mai departe, beneficiarul, așa cum ați văzut aici de față, semnează procesele verbale, noi având registre și evidența tuturor. Până în prezent s-a reușit efectuarea circa 10 transporturi pe zi. Noi sperăm să suplimentăm acest transport, da? Undeva la 20-30 de beneficiari pe zi. Este o acțiune nouă pentru noi, este la început și sperăm să o ducem la cel mai înalt nivel. Autoritățile județene își propun ca programul să fie finalizat în circa 2 luni și jumătate. Așadar, lemnele provin din tăierea arborilor situați pe drumurile județene 503, 503A, 504, 504A, 505 și 507. În ceea ce privește ultimele 4 căi de acces, președintele Consiliului Județean, Dumitru Beanu, a declarat recent că vor fi scoși din rădăcini plopii care au depășit perioada de maturitate, fiind uscați în întregime sau parțial. Legat de drumurile 503 și 503A, Dumitru Beanu a specificat că arborii situați pe margini trebuie tăiați, întrucât proiectul de reabilitare a celor două căi de acces prevede lărgirea părții carosabile, dar și amenajarea șanțurilor de scurgere a apei, iar arborii au aliniamentul chiar pe locul unde vor fi realizate lucrările respective.